Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Deci astăzi, cum ați văzut și din thumbnail și din titlu, o să încercăm două arome aproape la fel, pentru că astăzi avem aici un Coca-Cola Lime și avem aici un Pepsi Lime pe care încă nu l-am văzut. Deci ăsta este un Pepsi nou apărut, din câte am înțeles, și vreau să-l gust astăzi alături de voi, pentru că nici n-am încercat, adică nu știu ce gust are și sunt foarte curios care este mai bun. Astăzi o să fac un taste test. O să le compar și o să le dau notă la amândouă și la final o să vă zic care mi s-a părut mai bun. Și da, care se simte fiecare lime și da. Așa că da, haideți să începem fără să o lungim, dar înainte de asta nu uitați neapărat să drobiți butonul ăla de like, să dați un pumn cât de tare puteți voi, să ajungem la 500 de like-uri la acest challenge. Da, se poate numi challenge pentru că încerc două arome diferite, dar chiar sunt aproape la fel pentru că e Cola Lime și Pepsi Lime. Și da, nu prea am ce să vă mai zic. Așa că nu uitați neapărat să-mi dați un follow pe Instagram, veți găsi un link în descriere și dacă nu sunteți abonați, neapărat abonați-vă pentru că o să postez din două în două zile pe acest canal ca să știți programul meu și în timpul săptămânii postez, de luni până vineri postez, de la ora 3 postez un clip nou din două în două zile și în weekend posibil să postez dimineața la 10 sau la 11, la 9 jumate. Urmăriți-mă pe Instagram pentru că acolo fac sondaje și acolo vă întreb. Așa că fără să lungim, hai să începem acest taste test. Deci o să desfac prima dată Coca-Cola Lime pentru că Pepsi Lime încă n-am gustat și vreau să lăs ultimul. Să vedem ce aromă are ăla. Așa că hai să deschidem Coca-Cola Lime-ul. Da, ce-mi place sunetul ăsta, cum sună foarte mult. Așa. Și înainte de a continua, vreau să vă zic că nu este o reclamă la Cola sau la Pepsi sau ceva de genul, să cum credeți voi. Da, bun, hai să gustăm. Da, nu știu dacă voi ați băut Coca-Cola Lime, are un gust de cola normal, doar că se simte lime, mult, deci foarte tare, nu lămâie, că lime și lămâie e o chestie diferită, deci e diferită total. Lime îs alea verzi, micuțe, știți? De care zic. Lime alea mici, foarte, foarte mici. Și, da, Cola Lime e un gust potrivit. Dar sunt foarte curios cum este Pepsi Lime, pentru că Pepsi Lime n-am băut niciodată, cum v-am zis. Și acum cred că au apărut. Ea n-are calorii absolut deloc. Scrie și aici. Maximum taste. Vedeți și aici. Ia. Eu am făcut un episod în care am încercat toate aromele de la Pepsi și atunci nu a fost Pepsi-ul ăsta. Dacă vreți să vedeți video cu Pepsi, aveți un i aici în dreapta. Puteți să mergeți să-l priviți aici. Aveți un i, mergeți, apăsați pe i și o să vă redirecționeze direct la clipul în care am încercat toate aromele de la Pepsi. Și da, haideți să gustăm și neapărat să vedem ce notă o să-i dau. La Cola o să-i dau un 9, așa că hai să vedem la Pepsi Lime ce notă o să-i dau și cât de bun este. Prima mea părere pentru Pepsi Lime. Mamă, deși o zburat. O zburat din asta. Stați-mă puțin. La Pepsi Lime parcă e mai slab. Nu știu, mirosul parcă nu se simte așa de tare lime ca și la Coca-Cola. Așa că hai să vedem. Citesc aici să vedem ce scrie, dar văd că nu prea scrie în română. Da, nu scrie în română, deci absolut nimica. Dar hai să vedem cum este, deci da, abia aștept să văd cum e, așa că hai să vedem. Bă, nu știu ce să zic. Îi, nu știu, dacă ați băut mulți dintre voi Pepsi Twist, ați băut sigur Pepsi Twist, ăla cu lămâie, Pepsi Twist Lemon. Nu știu dacă ați băut de ăla, dar diferența între ăla și ăsta, la Pepsi... În general nu se simte diferența, dar între Twist, Lemon și Lime e o diferență destul de mare. Dar să știți că mie chiar îmi place. Numai zici că e mai bun Coca-Cola Lime. Da, nu se simte așa de tare aroma de Lime la Pepsi. Așa că eu cred că tot Coca-Cola Lime a câștigat. Pentru că la Pepsi nu se simte așa de tare aroma de lime și nu îi se potrivește la Pepsi gustul ăsta de lime. Și da, la Pepsi lime o să-i dau un 7, cred că, ceva de genul. Și da, fraților, cam ăsta a fost challenge-ul. Nu uitați neapărat să-i apăsați butonul ăla de like, să ajungem la 500 de like-uri la acest challenge, dacă v-a plăcut neapărat.
Dați-mi un follow pe Instagram, este foarte, foarte important, pentru că acolo vă informez cu clipuri noi înainte. Și cu clipul ăsta ați văzut că v-am informat înainte cu o zi. Și mergeți neapărat și acolo, o să vă informez, o să priviți sondajele, multe story-uri, sunt foarte, foarte activ și trebuie să-mi dați neapărat un follow. Și poate o să vă dau neapărat un follow înapoi și chiar ador la poze. Și da, nu prea am ce să vă mai zic, așa că cam atât a fost cu acest clip. Cu voi a fost Darius și noi o să ne revedem peste 2 sau 3 zile. Pa! Instagram.